în general de aviat Ministerul de Interne, era singur care, singura structură din țară care are în, în structură, în dotare, elicoptere de tipul Mi-17 rusești, capabile să acroșeze o greutate de 3 tone, care să poată să ia acea capsulă, acea cabină și să-i facă testele pe mare. În cabină fiind diversi senzori care să înregistreze mișcarea la impactul cu apa. Ne-a fost foarte greu pentru că inspectoratul nu poate presta contracost și modalitatea de a executa misiunea era foarte grea. Am analizat și până urmă am răspuns acestei cereri, găsim câțiva piloți care aveau un program de pregătire și zbor cu încărcătura acroșată. Zborul a avut loc și testele s-au făcut, lucru care ne-a făcut iarăși să fim mândri că încă românii se gândesc și muncesc ca să câștige, să ajungă în cosmos. Ca să ne întoarcem la aviație, în 1988 eram pilot la regimentul de la Boteni. Se împlineau 75 de ani de aviație militară și am primit în sarcină să organizez un concurs pe această temă. Echipajul nostru în final a câștigat pe Comandamentul Aviației Militare locul întâi. Am descoperit foarte multe lucruri interesante, unele puțin cunoscute pentru publicul larg, despre ce a însemnat istoria aviației românești în contextul aviației mondiale. Unele lucruri s-au spus pe aici și ce este important de știut, că acum oricine poate accesa și obține informații foarte rapid pe un telefon. Atunci erau foarte puține mijloace de informare, nici televizor nu era, nu erau nici telefoanele mobile, însemna să găsim surse din diverse reviste sau articole străine pe care să le citim. Spre exemplu, domnul profesor povestea mai devreme de români care au contribuit la dezvoltarea sau la proiectele de rachetă. A mai fost un român, sibian, Conrad Haas, este cel care a inventat racheta îndrepte, care rachetă îndrepte și acum stă la baza zborurilor cosmice. De-a lungul istoriei, oamenii și-au imaginat tot felul de mașinării de zburat. Sunt atât de puține nații care pot să se laude, să iasă în față cum este nația română, cu atât de multe contribuții și invenții în domeniul aeronautic și nu numai. Bună oară! Povestea mai tânărul nostru coleg mai devreme despre Leonardo da Vinci. A fost un geniu și a imaginat mașini care să zboare, avioane și proiecte de elicopter a lăsat. Lui se atribuie și celebra frază că odată ce ai încercat zborul, vei păși mereu pe pământ, cu ochii ridicați pe cer, acolo unde ai fost și vei dori mereu să te întorci. Dar el n-a zburat niciodată. În schimb, un ziar la Republic, apărut în 1937 în Turcia, pomenește de un român care în 1765, Nestor Costic din Deva, și-a construit un planor și a zburat aruncându-se de pe un deal. Istoria mondială nu consemnează, sunt foarte multe lucruri românești nerecunoscute în timp. Până și proiectul Vuia, la care o să ajung imediat, a fost contestat, atribuindu-și alții meritele, deși câteva națiuni care în acea vreme erau puternici în domeniul aviației au recunoscut biruința lui Vuia. Așadar, acel Nestor Costic a făcut mai multe zboruri, deci el și-a imaginat și a făcut un proiect și a reușit să și zboare cu acel planor. În timp, lucrurile au evoluat și s-a ajuns până acolo încât existau aparate de zbor, dar nici unul nu era capabil să decoleze prin mijloace proprii. Foloseau fie catapulte, fie să aruncau de pe dealuri sau de pe clădiri și foarte mulți dintre ei și-au pierdut viața pentru că nu puteau să controleze. Ajungem la momentul, voi așa să rog pe coleg ca să-mi acceseze slide-urile să pot să prezint. Vorbim de pionierii aviației române. Vlaicu, Vuia, Coandă. Fiecare dintre ei și-a adus o contribuție importantă și unii dintre ei de neegalat în ceea ce au făcut ei pentru aviație. O să fac referire și o să evoc personalitatea lui Vuia pentru că în urmă cu câteva zile, pe 18 martie, s-au împlinit 110 ani de când el a reușit primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul care a decolat cu mijloace proprii. Este cel de jos albastru, crezi. Există câteva
asemănări între Buia și Vlaicu. Amândoi se trag cam din aceeași regiune, Vlaicu, Binținți, lângă Bugir, Traian Buia s-a născut la în Surducul Mic, în județul Timiș, în 1872, tatăl său fiind preot. Și-a urmat cursurile școlii primare la Bujoru și Păget, iar liceul la Lugoj. De foarte mic a fost pasionat de tehnică. El a urmărit foarte multe concursuri de SME, ceea ce era posibil la acea vreme, și nu numai că s-a uitat și a urmărit zborul SME-lor, dar mereu a încercat să înțeleagă zborul și să înțeleagă forțele și momentele, ceea ce se întâmplă din punct de vedere aerodinamic cu zborul SME-lor. După ce și-a absolvit liceul la Lugoj, a plecat și s-a înscris la Politehnică la Budapesta. Caracteristic pentru ei, cei care dovedeau aptitudini și pasiune pentru tehnică, nu i-a ajutat societatea, nu i-a ajutat condițiile de atunci ca să poată să-și ducă la îndeplinire visele. Pe de o parte, n-a putut să-și urmeze cursurile, pe de altă parte, n-a avut cum să investească a construi ceea ce plănuia. Motiv pentru care, după un an de politehnică, renunță, se înscrie la drept, cursuri pe care le și termină, le absolvă și își ia doctoratul. Pentru că nu avea bani, proiectul său era greu de pus în aplicare. Se hotărăște să plece la Paris, unde spera să găsească sponsorizare pentru a-și pune planul în aplicare. Înainte de a pleca la Paris, el lucrează la proiectul său, continuă să lucreze și chiar face o machetă a avionului său. În 1902 ajunge la Paris, caută sprijin acolo și întâlnește tot felul de obstacole din partea celor care ar fi trebuit să-i recunoască meritele. Exista la acea vreme încă niște cutume, existau niște concepții care nu erau realiste. Spre exemplu, ei nu concepeau că poate un aparat să zboare având o singură elice. Deci pentru ei două elice erau obligatorii. La fel cum el, după ce depune în anul 1903 la Academia de Științe de la Paris un proiect, Academia nu recunoaște că ar fi posibil ca un aparat mai greu decât aerul să zboare și respinge proiectul. Continuă să lucreze la el și reușește totuși să breveteze acest aparat al său pe care îl numește aeroplan automobil și începe să-i facă testele, reușind ca după vreo 2-3 ani de antrenamente, de construcție, la fel ca și la Vlaicu, el gândea, făcea proiecte, în același timp trebuia să și piloteze. El nu avea noțiuni de pilotaj. Ei, în paralel cu construcția aparatului, făceau și primele lecții de pilotaj. Și a conceput și motorul. Motorul pe care l-a conceput, el funcționa cu anhidridă carbonică pe post de combustibil. La 18 martie, după ce a făcut mai multe teste nereușite, reușește acest zbor istoric ca după 50 de metri de rulaj cu motorul lui care a realizat tracțiunea să se desprindă de la sol la înălțimea de 1 metru și să realizeze un zbor cu lungimea de 12 metri. A fost un succes foarte mare, ce spunea și domnul Prunariu mai devreme, că cei de la Montesson de acolo îi recunosc meritele și îl apreciază și au acordat în semn de prețuire, i-au construit un bust acolo și în sfârșit îl omagiază în fiecare an, la 18 martie. Dar acest aparat făcut de el, care avea tren de aterizare format din 4 roți, avea o structură din țevi, învelit cu pânză, cu aspectul aripii de liliac, motiv pentru care avionul lui a și fost botezat liliacul. Mai târziu, el continuă să-și perfecționeze avionul, face mai multe teste în continuare, reușește chiar un zbor mai lung decât acesta, în luna august, și ce spuneam mai devreme, că abia prin luna septembrie
au venit alții care au zis că abia atunci s-a realizat primul zbor cu un aparat mai greu care să decoleze cu mijloace proprii la bord. A continuat să lucreze în domeniu în perioada primului război mondial. A lucrat în armata franceză la un serviciu de inventică. A făcut mai multe invenții, după printre care și două proiecte de elicopter. Este foarte semnificativă o scrisoare pe care o trimite unui prieten al său și asta aș dori să o citesc. Spune așa, zice, povestește prietenilor de acasă tot ce ai văzut aici. Am dovedit că se poate zbura cu un aparat mai greu decât aerul. Acum, după ce s-au convins de posibilitatea zborului mecanic, numărul experimentărilor va crește rapid, specialiștii vor realiza motoare speciale, aviația va avea o industrie înfloritoare pe temeiul experienței mele, devenită bun comun. Ai putut vedea. Nu m-am ascuns. Am experimentat în văzul tuturor. Vor continua alții, tot mai mulți. Așa se realizează progresul. Se întoarce la București după cel de-al doilea război mondial și se stinge în 1950. Întotdeauna aviația militară va pomeni de Traian Puia ca un aviator care a pus temelia aviației mondiale și care a fost român. Am încheiat cu momentul Vuia. Vreau să continui că în zilele noastre încă ceea ce noi facem ca români, deși condițiile economice de acum nu ne ajută foarte mult, perioada nu este foarte propice, nimic nu se poate face cu bani puțin, dar au fost totuși momente în care eu m-am simțit bine în poziția mea de aviator român. În anul 2007, în Grecia, poate vă amintiți, au fost incendii catastrofale, au fost 64 de morți, guvernul elen a cerut sprijin internațional, România a răspuns și am plecat cu un elicopter Mi-17 în Grecia ca să stingem incendiile. Timp de o săptămână, o instalație de stins incendii pe care am acroșat-o sub elicopter, care ducea 3 tone de apă, am stins zi lumină la focurile care mistuiau acolo multe insule. Pentru noi a fost greu, pentru că acea instalație a fost achiziționată cu puțin timp înainte și n-am apucat să stingem niciun incendiu la noi. Acolo a fost botezul focului. Pe de altă parte, n-am avut niciun manual de instrucțiuni care să spună, în afară de manualul tehnic care spunea lungimea cablului, tensiunea de alimentare, butonul de largare, nu spunea nicăieri cu ce viteză să ne deplasăm, cu ce înclinare a elicopterului, tehnică de pilotaj, cum să desprindem din apă și a trebuit să învățăm din mers. Ne-a fost foarte greu. Acolo, când am ajuns, am fost incluși într-o formație cu elicopter similar cu al nostru rusesc, tot un Mi-17. Rușii erau în fața noastră și nu respectau nimic din ce ne-am imaginat noi. Tot timpul a fost cu teamă. Se rupe, mai putem merge, hai să vedem. Și ne-am adaptat, am învățat foarte multe lucruri și am făcut foarte bine lucrurile. Dar, dintre câte nații au fost acolo, mă așteptam ca țări care au potențial economic mare, care au aviație dezvoltată, să fie prezente și n-au fost. A fost România acolo. Și am primit mulțumiri din partea premierului Elen și după ce ne-am întors acasă am primit câte o diplomă de mulțumire, de recunoștință din partea președintelui Greciei. Puțină lume știe că într-o anumită vreme, în anii 60 și până în 70 și ceva, așa, exista aviasanul românesc. Aviasanul care era printre primele țări în lume din punct de vedere al dotării cu aeronave, cu personal medic de zbor, și care la un moment dat a fost desfințat de către Ceaușescu, spunându-se că sunt suficiente spitale și nu mai e nevoie. În zilele noastre, această structură de aviație care execută misiuni umanitare s-a refăcut. În momentul de față există un detașament aeromedical care funcționează în structura Inspectoratului General de Aviație, are 8 elicoptere SMURT, care fac misiuni zi și noapte. Eu, viața mea, mi-am desfășurat-o zburând cu structurile operative ale Ministerului de Interne, să nu mascați, poliție de frontieră, tot, ziua și noaptea, în toate condițiile, și am zburat pe SMURT. Am fost plecați de acasă cu zilele ca să ne executăm misiuni. În 2009, la un congres internațional de la Băile Felix, am prezentat un material
cu istoria întrebuințării aviației în misiuni umanitare. Foarte interesant, nimic scris de la Revoluție încoace. În urmă cu 3 ani am ieșit la pensie. Nu mai zbor. M-am alăturat unei echipe tinere la APC Development Aviation, o companie românească care construiește heliporturi și împreună cu ea am inițiat un proiect pe care l-am promovat Guvernului României privind construcția de heliporturi în orașele și comunele României. În momentul de față construim heliporturi, sprijinim aviația din poziție terestră. Vă mulțumesc, înainte să închei, pentru că activitatea pe care mi-am desfășurat-o eu a însemnat, de fapt, câteva file din istoria contemporană a aviației. Mi-am pus întâmplările într-o carte pe care am intitulat-o sub semnul Pajurei, povestea unui pilot de elicopter. Am lansat-o de curând, nu am lansat-o într-un tiraj prea mare pentru că n-am avut suficiente posibilități financiare. S-ar putea să o mai editez. Deocamdată sunt mândru și se regăsesc multe lucruri puțin știute din cele întâmplate în țara românească. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc tuturor sănătate, viață lungă și cer senin.